Un mare plus pentru Rallycross, apariția circuitului de la Schi Turgolești, a fost un efort susținut al celor de la RB Racing, clubul local din acea zonă, care a fost susținut substanțial de firmele de acolo, de cei care dețin terenul respectiv, dar a ieșit un circuit bun care se pretează foarte bine competiției de Rallycross, care sper eu în viitor să poată să țină și competiții de slalom paralel și mai mult de atât sper să ajungă la nivelul în care să putem să facem câteva cantonamente acolo pentru juniori. Sunt spații de cazare, există restaurante, traseul este extrem de tare ca suprafață, rezistă și în perioade când, să zicem, plouă mai mult, rezistă bine, deci se pretează pentru automobilismul sportiv. E un lucru tare bun că s-a întâmplat acest circuit acolo. Sunt foarte plăcut, impresionat de ceea ce se întâmplă la Schi Turgolești. Schi Turgolești este comună limitrofă Câmpul Lungului. Într-o săptămână au reușit să anunțe două proiecte noi care mie mi se pare extrem de importante. În același timp s-a anunțat terminarea construcției unei noi săli de sport de ultimă generație. Și iată, au reușit să facă și acest circuit de automobilism sportiv, un lucru extrem de important pentru o comună și un lucru extrem de important cu atât mai mult cu cât în Câmpul Lung nu există aceste două facilități. Era un circuit undeva în apropierea Câmpul Lungului, pe dealul din apropiere, dar terenul respectiv este folosit la altceva acum și iată cum Schi Turgolești devine un punct important în zona sportului în general. Ce înseamnă pentru tine sezonul ăsta de Rallycross? Eu zic că nu neapărat pentru mine, cât pentru toți cei implicați, vine cumva cu o nouă gură de oxigen. Am început să transmitem live competițiile, am început să oferim o susținere din partea federației pentru organizatori, în așa fel încât să crească calitatea organizării. Și asta se vede, sunt competiții din ce în ce mai bune, sunt tot mai mulți sportivi la start. Mă bucur să văd că în continuare sunt foarte mulți juniori. Este o competiție care este rampa de lansare pentru foarte mulți juniori. De altfel aici au început toți mari piloți ai României, cei care se luptă acum în competițiile externe, din Rallycross și slalom paralel au plecat. Ce urmează, apropo de competițiile interne? Este o perioadă extrem de încărcată în automobilismul sportiv. Avem în acest weekend o etapă de karting electric pe Calea Victoriei. Ne pregătim pentru etapa de la Baia Mare de viteză în coastă, Masters-ul de săptămâna viitoare, de asemenea etapa de coastă de la Straja, care este la începutul septembrie, Raliul Iașului, de asemenea bate la ușă. Mai mult de atât, avem o competiție care de fapt se dorește a fi un festival la începutul lui septembrie, primul weekend din septembrie, în Piața Constituției. Este etapă de drift și în același timp un festival de motorsport cu prezentări de mașini istorice, cu GT-uri, cu tot felul de supercaruri. Va fi un weekend extrem de interesant. Și o să ținem așa în competiții weekend de weekend, câte 4-5 competiții în fiecare weekend, până undeva la începutul lunii noiembrie.